La 7 ani de la înființarea Facebook, Mark Zuckerberg recunoaște că au fost făcute multe greșeli. Fondatorul rețelei de socializare, pus față în față cu Comisia Americană de Comerț, a promis că va face în așa fel încât intimitatea celor 800 de milioane de utilizatori să fie protejată. Acuzația lansată de Comisia Federală este că Facebook ar fi încălcat intimitatea utilizatorilor săi și ar fi făcut vizibile mesaje și postări fără acordul lor. Cum era de așteptat, Mark Zuckerberg a clarificat situația tot prin intermediul rețelei. Vreau să fiu primul care recunoaște că s-au făcut câteva greșeli, unele foarte mediatizate, a declarat Zuckerberg. Pe de altă parte, spune el, chiar dacă rezultatele noastre în privința confidențialității ar fi perfecte, cred că mulți oameni s-ar îndoi de modul în care datele lor sunt protejate. Zuckerberg și-a luat angajamentul că toate problemele vor fi remediate și a fost de acord ca din 2 în 2 ani companii independente să verifice modul în care conținutul de pe Facebook este gestionat. Presa americană scrie de asemenea că fondatorul rețelei de socializare ar pregăti o sumă cu multe zerouri pentru a-i despăgubi pe cei care s-au trezit cu viața privată etalată în văzul tuturor. Discutăm despre acest subiect, l-am invitat alături de noi la dimineața de știri pe Dragoș Stanca, specialist în comunicare online. Bună dimineața, Dragoș, bine ai venit! Salut, bine, bună! Reprezentanții Facebook admit cu jumătate de gură că există o problemă, însă noi, jurnaliștii, exagerăm dacă spunem că are loc o violare a regulilor de confidențialitate? Strict legal există un fundament pe legea americană, mai ales pentru care există aceste discuții. Prin aceste discuții a trecut la vremea respectivă și Google și Twitter. A venit rândul Facebook să răspundă anumitor acuzații. Din punctul meu de vedere, ca om care trăiește în acest business al comunicării online și în businessul de internet, pot să și spun care că are cont pe Facebook, da? Evident. Pentru că unii dintre noi nu au cont pe Facebook. Nu, nu vreau să mă transform în evanghelist al Facebook, dar, mă rog, este din punct de vedere social media o necesitate, mai ales dacă ești în industria de media, după părerea mea. Așa, deci revenind, au trecut și alți prin aceleași acuzații. Ce trebuie spus și cred că pentru publicul larg e foarte important de știut. La vizitarea oricărui site internet există un așa numit cookie care se salvează pe calculator tocmai în ideea de a te ajuta să navighezi mai optim pe internet. Acel cookie stochează diverse informații, de la anumite parole care le găsim mai ușor până la anumite adrese pe care le-am vizitat mai frecvent, ne ajută să încărcăm site-urile pe care le-am vizitat deja mai ușor și așa mai departe. A pretinde că ți este violată intimitatea în momentul în care ai un cont pe Facebook este ca și cum ai pretinde că se uită lumea la tine dacă ieși, nu știu, gol pe stradă sau îți pui o fotografie cu tine în geamul mașinii și reproșezi oamenilor că se uită la ea. Despre asta este vorba. Este vorba despre a-ți expune viața dacă ai un cont. Deci, îți asumi exact cum a fost cazul, cred că foarte elocvent, al fostului șef MI6, Serviciul de Informații Externe al Marii Britanii. Soția acestuia a pus mai multe poze dintr-o perioadă de vacanță în care a fost împreună cu copii. Acesta a fost destituit a doua zi pentru că s-a aflat tot ce ținea de familia lui. Cea mai simplă metodă de a nu avea nicio problemă de violare a intimității este să nu ai un cont pe Facebook sau în general să nu utilizezi tehnologia. Nu știu câți dintre utilizatorii de telefonie mobilă citesc condițiile și regulile care sunt în contractele lor și să știe că, de fapt, în momentul în care ești abonat la o rețea de telefonie mobilă, rețeaua știe în orice moment unde ești, de câte ori mergi în anumite zone, de câte ori frecventezi anumite celule, iar chiar mesajele publicitare prin SMS sau MMS pot fi targetate în funcție de exemplu, dacă cineva merge foarte des la un anumit mall din București, rețeaua de telefonie mobilă știe de câte ori ai fost acolo. La fel este și pe internet, adică... Mă bucur că ai pomenit de rețelele de telefonie mobilă. În ultima vreme, Facebook și nu numai Facebook transmite un mesaj prin care dacă furnizezi numărul tău de telefon mobil, este cumva sporită securitatea contului tău. Da, există mai multe setări de confidențialitate. În general, cei care se plâng de violarea intimității nu studiază cu adevărat
setările care se pot face. Și bine, este un fenomen nou, au loc îmbunătățiri de fiecare dată. Adică multă lume spune, ok, păi îmi pun o fotografie pe Facebook, o vede toată lumea. Nu e adevărat, dacă vrei să-ți faci o setare, poți să vadă doar prietenii tăi sau doar familia sau așa mai departe. Doar că trebuie să utilizezi rețeaua așa cum se cuvine. Deci e vorba de popularizarea metodelor prin care poți să-ți protejezi intimitatea în cazul în care dorești să o faci. În cazul în care dorești să fii o persoană publică sau să-ți împărtășești informațiile absolut liber, e alegerea fiecăruia. Între timp, Facebook a devenit un fenomen de la lansarea platformei de socializare din februarie 2004. Probabil că cei mai mulți dintre voi aveți un cont și îl verificați măcar o dată pe zi. Dar câți dintre dumneavoastră știați că Facebook are mai mulți utilizatori înregistrați în rețea decât numărul de mașini din toată lumea? Colega noastră, Raluca Lunculescu, ne spune și alte lucruri interesante despre platforma de socializare. Raluca, te ascultăm. E adevărat, 11% din populația planetei are un cont și trebuie să vă spun că omenirea a depășit 7 miliarde chiar luna trecută. Astfel că dacă Facebook ar fi o țară, ar fi pe locul 5 în clasamentul celor mai populate state, după China, India, Statele Unite și Indonezia. Deci nu e de mirare că în fiecare secundă, atenție, pe Facebook sunt postate 510.000 de comentarii și 136.000 de fotografii și sunt actualizate aproape 300.000 de statusuri. Și dacă aveți cont pe Facebook, sigur aveți și o listă de prieteni mai lungă sau mai scurtă. În medie, un utilizator Facebook are cam 130 de prieteni. Tot la capitolul prieteni, cu siguranță nu știați că în statul american Florida, judecătorii și avocații nu au voie să fie prieteni între ei, evident pe Facebook. Platforma de socializare poate reprezenta un atu sau un obstacol în calea unei cariere. Angajatorii se uită tot mai des la profilele celor care aplică pentru un post și își fac deja o impresie despre candidați chiar înainte să stea de vorbă cu ei. Așa că, mare atenție, ce postați pe Facebook! Mulțumim foarte mult, Raluca! Dragoș, dacă ar fi să revenim la ideea de securitate de pe Facebook, auzeam zilele trecute că au apărut mai multe aplicații făcute de hackeri în care trebuie la un moment dat să introduci mai multe date personale, inclusiv datele cardului, pentru că sunt mulți utilizatori care se joacă pe Facebook, la un moment dat cumpără anumiți bani virtuali din jocurile respective. În fine, după ce introduc toate aceste date, sunt redirecționați către o falsă pagină de Facebook, de unde le sunt furate... Sigur, fenomenul acesta al social media duce oarecum în spațiu virtual cam tot ce înseamnă viața de zi cu zi. Accelerează relațiile, de exemplu. Mult mai ușor se întemeiază o relație pe Facebook, dai un like, e ca și, nu știu, un flirt și așa mai departe. Având în vedere că exact asta se întâmplă, virtualizarea unor obiceiuri din viața reală și mai departe, evident că se duc și lucrurile mai puțin bune. Adică există excroci, există oameni care încearcă să profite de prezența noastră în rețelele de socializare, să fure date și așa mai departe. Se fac profile false, există companii întregi care se ocupă acum cu gestionarea imaginii unor personalități pe Facebook și așa mai departe. Deci tot ce se întâmplă în viața de zi cu zi, inclusiv lucruri mai puțin plăcute, se translatează într-un fel sau altul și în rețelele de socializare. Este un fenomen care ține de un schimb mental al unei întregi societăți, mai ales a societății bazate pe tehnologia informației și sunt inclusiv o grămadă de filmulețe amuzante. Dacă ne-am închipuit în viața de zi cu zi cam ce s-ar întâmpla, ce se întâmplă pe Facebook într-o zi normală, ar fi amuzant, dar asta se întâmplă. Adică nu umblă nimeni cu fotografii pe stradă să te roage să dai un like sau să te bată pe umăr să spună ok, nu vrei să fii prieten. Adică închipuieți cum ar fi în viața de zi cu zi să mergi, nu știu, presupune că ne cunoaștem și eu vin și zic, hai, vrei să fii prietenul meu? Hai, dă-mi accept acum. Cam așa. Și un poc, adică exact. Dar lucrurile se schimbă. Dacă acum 20 de ani cineva ar fi spus, le-ar fi spus părinților mei că albumul foto de familie va fi pus undeva unde vor putea vedea milioane de oameni, probabil că ar fi spus, fugi de aici copile, că ești nebun la cap. Acum e un lucru normal să-ți urci pozele de vacanță, să ți le pui pe un cont de social media. Repet, totul ține de opțiunea personală. În momentul în care ai un astfel de cont, în momentul în care ai acceptat că vrei ca oamenii să știe, despre asta e vorba. Vrei să știi unde ești, dai check-in și spui, sunt în Piața Romană, sunt la Clubul X, asta este noua societate în care poți să intri sau să nu intri. Adică este o opțiune personală. Dragoș, cum vezi următorii ani pentru Facebook, foarte scurt, următorii 5 ani?
Se va dubla numărul utilizatorilor? E o întrebare la care răspund, dacă l-aș cunoaște foarte exact, probabil că aș fi multimilionar în dolari, n-ar mai fi aici în studio, aș fi undeva la, mă rog, glumind. Bineînțeles că e un produs care evoluează. În fiecare zi aproape au loc update-uri și în fiecare zi se schimbă lucruri. Cu siguranță, ce pot să spun este că tot ce înseamnă fenomenul mediilor sociale sau puterea utilizatorului în a influența inclusiv lucrurile pe care le vedem la televizor acum și așa mai departe, va crește exponențial. Iar Facebook va juca un rol esențial în asta. Cu siguranță, obiceiul de consum de social media va crește și dacă Facebook va avea suficientă inteligență și putere să monetizeze tot această energie care vine tare din spate, bine, dacă nu, probabil player precum Google Plus vor crea noi tool-uri și probabil vor crea, între ghilimele, probleme Facebook. Vom vedea. Mulțumim frumos, Dragostanca, pentru...